Mais la vérité, c'est que pendant les derniers jours, je parlais beaucoup d'anglais, français, italien, portugais. Malheureusement, je ne parle pas allemand. Et il faut apprendre un peu. C'est très clair dans l'Europe d'aujourd'hui. Mais je suis très fier de parler français. Victor Ponta a făcut această precizare chiar la începutul discursului ținut la ambasada Franței cu ocazia Zilei Naționale a acestei țări. Observația făcută de Victor Ponta nu a fost trecută cu vederea de ambasadorul Germaniei prezent și el la ceremonie. In Europe you should know at least two foreign languages of other member countries, and he speaks French and English, and that's already quite fine. And I think he does not have the time to learn German in these days.